Klaus Iohannis a fost externat în această dimineață după intervenția chirurgicală pe care a avut-o la umărul stâng la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, intervenția s-a desfășurat conform protocolului medical, cu rezultate foarte bune, iar șeful statului este apt să-și exercite funcția. Reprezentanții spitalului au transmis că președintele a fost supus unei intervenții minim-invazive, artroscopice la umărul stâng și că intervenția a decurs fără probleme. În urmă cu 2 ani, președintele a fost supus aceleiași proceduri, fiind operat la umărul drept.